Breaking news, doamnelor și domnilor, poliția îl așteaptă pe primarul Piedone. Declarații chiar acum. La fel ca la început, cu multă demnitate. Este crucea pe care Dumnezeu mi-a dat suport. Pe pământ sunt farisei. Am credință în continuare în Dumnezeu. Astăzi, prin condamnarea mea, m-aș putea jertfi. Dacă aș putea să învii cei 64 de victime, n-aș ezita. Sunt alții care stau ascunși în spatele paravanelor, stă vidul de legislație și multe, multe alte lucruri. Nu e cazul și acum. Mă duc cu demnitate, onoare și respect. Dacă justiția a considerat asta, trăim pe pământ, nu în ceruri. Mai devreme sau mai târziu, și de secretizare și multe alte lucruri, voi ieși la iveală. Voi continua în continuare să lupt. Considerați că nu trebuia să fiți vinovați pentru această tragedie care s-a întâmplat în 2015? Sunt vinovați. Și nu sunt eu care spun cine. Dar Cristian Popescu Piedone, astăzi, cu 4 ani condamnare cu executare, vă spunem încă o dată, domnilor, aș fi lăsat capul în jos. Nu, îl țin și mai sus. Cum o să vă fie 4 ani departe de familie? Am văzut că au venit nepoții. Familia. E familia aceea care îmi dă putere. Ei știu și nu știu doar ei. Sunt cei care m-au judecat înaintea fariseilor. Sunt cei care mi-au spus că nu sunt criminal de serviciu. Avem nevoie de un brand, avem nevoie de un ceva, să dea breaking news la voi. Piedone astăzi este pentru o dezvoltare a României, să dea Dumnezeu, dar România nu se dezvoltă așa. Ce le transmiteți familiilor care în toți acești ani au căutat vinovații? Credeți că astăzi se vor simți îndreptățiți, se vor simți... Nu vreau să jignesc familiile, cum v-am spus mai devreme. Cum v-am spus mai devreme, copiii mei, dacă erau acolo, răspicat aș fi spus că tot nu vinovat și aveam copiii morți. Dacă acei părinți cred că eu, Piedone, le-am omorât copiii, așa să-i ajute Dumnezeu. Așa să-i ajute Dumnezeu. Dumnezeu, legea nu se face plată pe pământ. Se face plată acolo în ceruri. Am credință în continuare la Dumnezeu. Mă voi întoarce. Nu voi conteni să lupt, nici din interior. Chiar probabil în următoarele minute am postat un ultim mesaj al meu pe Facebook care nu va înceta să fie activ. Și dacă de astăzi, da, dacă Piedone a tăcut 27 de ani de administrație locală, Piedone va începe să vorbească. Nu o să aveți anumite privilegii în închisoare, domnule. Ce să avem? Nu o să aveți anumite privilegii în închisoare, cu tot respectul. E adevărat și cu tot respectul vă spun că avocatul poate să vină să-mi dau gândurile mele. Și el le va duce. Sau pot... Sau... Nu. Sau probabil în multe alte dosare, gen telepatia, pot să transmit telepatic. Am această putere. S-a văzut că sunt și condamnări telepatice în România. Da? Ok, voi transmite telepatic gândurile mele. Domnilor, sunteți copii tineri cu toți. Nu sunteți din garda care v-am cunoscut acum câțiva, îi văd mai vechi. Oameni buni, faceți-vă traisele și plecați în altă parte. Mai bine slugă în altă țară decât în genunchi în țara ta. O întrebare, domnule Piedone, dacă îmi permiteți, instanța a luat așadar decizia de a înjumătăți, practic, pedeapsa de pe fund. De ce credeți că a luat această decizie? Ce s-a aflat la bază? Nu știu ce s-a luat, nu pot să judec. Am luat-o ca atare, am făcut bagajelul, era făcut, mă duc și mă predau. Nu am nevoie de cătușe, n-am fugit din țară, cum s-a zis, spectacole de prost gust. Domnule Piedone, eu vă propun un scenariu. Dacă acum ar trebui să semnați... Nu, n-ați înțeles. Știți ce vreau să spun? Da, vă spuneți. Ar trebui să semnați acum, nu? Pentru autorizație, pentru clubul colectiv, da? Ce ați face? Cum ați semna? În aceleași condiții.
verificate de un al paraprorului, pe declarația proprie al patronului, al patronilor, necunoscându-i, ajungându-l la mine doar o hârtie. Eu nu măsor spațiu, eu nu sunt. Toți primarii din România așa fac. Să nu credeți că la primar, la volumul de lucru, o vin și verifică. Este aparatul de specialitate al primarului. Se pare că domnii au gândit piramida cu vârful în jos. Eu am stat la ghișeu, eu am luat declarația, eu m-am îmbrăcat în birou, eu am analizat, iar eu am semnat și sunt răspunzător. Nici o problemă. Care mai e rolul primarului dacă nu ești atent? Rolul primarului este să se ducă la pușcărie când deranjează. A fost o decizie politică? Nu mă interesează, domne. Politica e cancan. Trăiți în România, copii. Traista și căutați-vă de sa. Spuneți mai devreme, ultima oară când ați ieșit, că dacă se va lua această decizie de arestare a dumneavoastră, veți face o declarație... Nu, păi asta am zis dacă va fi bine. Dacă va fi bine. Dacă va fi bine. Da, nu, n-a fost. Că ați putea să fiți achitat în acest dosar? Eu am crezut în dreptate. Se pare că nu, dreptatea o găsești în cerul, nu pe pământ. Ce spune fiul dumneavoastră despre această decizie? Cel care vă va reprezenta. Cu siguranță fiul meu va purta numele de Piedone cu demnitate, onoare și respect în continuare. Mai aveți un nou dosar de corupție, domnule Piedone? Lăsați-ne cu fanfaronii, gata, aia-ți dosar de corupție. Gaspă nimic. Nu există așa ceva. Ce le-a spus copiilor în aceste clipe? Am văzut că au venit și cu nepoții. Și ți-a apucat să vă luați la revedere de la toată familia sau mai aveți nevoie de câteva minute? Credeți că plecam așa ca un nesimțit din cadrul familiei? Plec din lumea asta plină de rahat. Ca un nesimțit. Și mă duc cu demnitate. Nu, de la familie mea nu a rămas bun. Și am rugat decât să mă aștepte și să stea uniți. Am văzut că au venit polițiști aici, veți pleca însoțit de polițiști. Nu, eu mă duc singur, n-am nevoie de circuri, de... Ați spus că veți fi primar și în închisoare. La ce vă referați? Noi trebuie să-i organizăm pe acolo, să zugrăvim bine, să muncim, să facem și noi una alta. Asta e. Unde da. Merge, să știți că închisoarea e pentru oameni. Vinovați, nevinovați, sunt tot pentru oameni. Unde veți merge în continuare? Ce faceți? Unde să merg? Acum, în clipa asta? Da. La penitenciarul Rapoa. Cristian Popescu Piedone, doamnelor și domnilor, iese din casă, se duce spre penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare fără îndoială. Într-o primă instanță, atenție, a luat 8 ani de închisoare și 6 luni. Mă duc la închisoare cu demnitate, spune Cristian Popescu Piedone. Cei vinovați sunt în libertate, m-au luat nevinovat, scrie pe o rețea de socializare Cristian Popescu Piedone, primarul Piedone, care se vrea a fi primar și în închisoare. Suntem în direct cu invitații mei, doamna Ioana Petrescu, fost ministru de finanțe, Adrian Izvoranu, patronate, și Iulian Surugiu, sindicatul agenților de poliție. Domnule Surugiu, cum vedeți această condamnare după atâția ani? 64 de victime. Pe România, mulțumesc de invitație. Doamna Cristina, deci vreau să fiu foarte bineînțeles. Acolo, la colectiv, s-a întâmplat o tragedie. Nu știu, nu am informații, deci, în general, primarii semnează, dar după ce le sunt prezentate de către aparatul lui de primar, chizat de jurist și așa mai departe. Dar ceea ce mă frapează e că acum Cristi le spun ziariștilor, copiilor, tineri, domnule, luați și plecați din țară. Eu o să am îndrăzneala să spun, copiii, rămâneți în țară, că țara asta trebuie schimbată. Și nu poate fi schimbată decât de către noi, cetățenii români. E clar că aici vorbim de o justiție care trebuia să dea o condamnare, ca victimele să fie urmați și victimelor să fie mulțumiți, că din punctul meu de vedere, și nu cred că numai al meu, la 64 de victime, dacă era doar Piedone vinovat, ar fi trebuit să fie primit o condamnare pe viață. Deci eu cred că justiția română a încercat să dea o condamnare, vedeți că s-a redus la jumătate la înalta curte, deci s-a redus pedeapsa la jumătate,
pentru a liniști puțin spiritele. Dar eu întreb pe oricine, ce substanță a fost acolo folosită? A venit rezultatul ăla de la Târgu Jiu, de la laboratorul ăla al statului? Că noi nu funcționăm ca un stat de drept în România nici astăzi. Sunt curios și eu, a venit rezultatul, ce material inflamabil a folosit acolo, de focul ăla s-a extins așa deodată? Doamna Ioana Petrescu, 4 ani de închisoare, probabil va ieși după jumate liniștit. Iată, Cristian Popescu Piedone, un primar în mandatul căruia s-a întâmplat poate cea mai grea tragedie din România, acolo la colectiv unde au ars de vii pur și simplu 64 de persoane. Cristina, nu sunt avocat să pot să-mi dau cu părerea referitor la ce s-a întâmplat, dar eu nu cred că acești părinți își vor găsi vreodată liniștea, mi-e greu să cred, sau cei din jurul lor. Și un alt lucru pe care îl observ este că dacă imediat după colectiv existau discuții despre modul în care funcționează sistemul public, despre responsabilitate, despre eficiență, că lucrurile astea sunt importante pentru fiecare și la nivel local și la nivel central, nu mai discutăm de aceste lucruri și cred că ar trebui să le reluăm, pentru că lucrurile care nu funcționează bine la nivel local, ce s-a întâmplat acolo, că e vina domnului Piedone, că e vina mai ales a aparatului tehnic, cineva trebuie să-și facă treaba acolo și pentru că cineva nu și-a făcut-o în mod corect, au existat niște victime, dar lucrurile astea nu s-au rezolvat, cum nu s-au rezolvat nici problemele cu nosocomiale din spitale. Și astăzi doctorii îți spun, lasă, scoate din buzunar foarte mulți bani, du-te la privat că sunt mai curate, ca să nu facă mama ta o infecție nosocomială când o operăm în spital. Și asta vă spun că se întâmplă și astăzi. Corupția nu s-a rezolvat, am discutat atunci, în 2015-2016, astăzi când scoate Departamentul de Stat al Statelor Unite un raport asupra dreptului omului și spune că există corupție generalizată, nu mai văd astfel de discuții. Cred că ar fi trebuit să învățăm mult mai multe din urma acestei tragedii și să nu încetăm să discutăm de lucrurile de fond până ele nu se rezolvă, pentru că ele nu s-au rezolvat până astăzi. Problemele adevărate chiar nu s-au rezolvat, nu s-a făcut aproape nimic în acest sens. Haideți să vedem, doamnelor și domnilor, ce a declarat Cristian Popescu Piedone în exclusivitate la România TV după aflarea sentinței. Nu am ce să comentez. Este decizia instanței. Cu demnitate și cu puterea lui Dumnezeu îmi voi duce crucea. Vă așteptați. Pentru toți cetățenii care au avut încredere în mine, oameni buni, sunt nevinovați și voi o știți. Proiectele mele vor continua. Și vor continua în continuare și să aveți grijă de băiatul meu, Vlad Popescu Piedone. Domnule primar, iată, în acest context, va candida, repetăm această întrebare, va candida fiul dumneavoastră la primărie? Cu siguranță da. Cu siguranță da, pentru prosperitatea și demonstrarea în continuare, că nu mă voi lăsa. Și voi lupta în continuare pentru a demonstra nevinovăția mea. Acest lucru vreau să vă întreb. Veți merge mai departe? Veți ataca într-o cale extraordinară? Mă voi consulta cu avocații în acest sens. Nu pot să vă dau astăzi o reacție la caz, dar cu demnitate, onoare și respect pentru oamenii care m-au judecat în real, cetățenii care m-au reales la un alt sector, nevinovat și crezând în nevinovăția mea. Nu sunt criminal. Toți 3600 de primari ai României trebuie condamnați. Am deschis cutia Pandorei. Aveți grijă, dragilor, domn primari. Sunteți pregătiți, domnule Piedone, pentru ceea ce va urma în continuare? E o perioadă dificilă. Nu e nicio perioadă dificilă. Sunt bărbat, am încredere în Dumnezeu și îmi voi duce crucea. Mi-a dat-o să o duc și o duc cu demnitate. Îmi voi lua la revedere de la copii, de la nepoții mei. Îi voi ruga să stea uniți în această familie frumoasă și să mă aștepte să mă întorc. Nu voi renunța la luptă niciodată, decât când voi muri. Nu numai dumneavoastră veți merge la închisoare, iată, inclusiv patronii clubului colectiv. Merg cu capul sus, domnule, merg cu capul sus. Să știți că închisoarea e pentru oameni. Și de multe ori închisorile sunt pline de oameni nevinovați. Doar pentru a demonstra un viciu al sistemului, doar pentru a demonstra incapacitatea de a judeca corect.
sunt cu siguranță totuși unii care se bucură de condamnarea dumneavoastră, domnule primar. Și la pușcărie, să știți că și la pușcărie tot primar voi fi. Aveți un mesaj totuși pentru familiile victimelor de la colectiv, care știți că v-au acuzat chiar direct pe dumneavoastră, care unii poate se bucură de ceea ce se întâmplă acum. Să se bucure, să se bucure. Condamnarea mea nu le va învia copiii. Se bucure, vor lua bani. Să se bucure de bani, să-i cheltuiască sănătoși. Să se bucure, să se bucure fericiți. Dar nu este dreptate. Nu este dreptate la adresa mea. Și o spun respicat. Nu este bai. Nicio problemă. Acarul pe un. Vor dormi liniștiți. Copiii lor au fost răzbunați. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Domnule primar, copiii mei, am declarat la vremea respectivă în fața unui judecător. Dacă copiii mei s-ar fi aflat în acel club, la fel aș fi spus. Sunt nevinovat. Domnule primar, și atunci ce ar trebui să se schimbe în acest sistem administrativ? Vă las pe voi, oameni buni, și sper că peste anii care mi-i voi executa cu demnitate, să se schimbe ceva în România. Nu farisei. Vă veți întoarce înapoi în politică după acești ani, domnule Piedone? Spuneați despre sistem, despre faptul că... Cu capul sus, știu că oamenii am rămas în sufletul lor și cunosc sufletul și caracterul. Îmi vor fi sprijin, capacitate morală și mentală să-mi duc pedeapsa cu demnitate. Nu a mea. Credeți că s-au făcut nu în acești ani, de când a fost tragedia, s-au luat măsurile necesare pentru a se evita astfel de situații similare? Nicio măsură. Piedone, să citez, e brand. Când faci ceva, când ești iubit de popor, asta ți se întâmplă. Aveți grijă, dați primari. Mai bine nu faceți nimic și deveniți slugi, că atunci o să vă fie bine. Bun, și spuneți, domnule primar, atunci că justiția a fost nedreaptă să reia acel spectacol al... Nu totuși... spun, niciodată n-am spus că este nedreaptă. Respect cu demnitate instanța. Bun, vă mulțumim foarte mult. Numai că ar fi trebuit să se aplece mai profund.